Bălți merită mai mult, Bălți merită Boris Marcoci, așa au strigat susținătorii candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar al municipiului. Printre aceștia au fost deputați, primari, dar și membrii de partid. Toți au mers în marș pe străzile orașului Bălți pentru a îndemna oamenii să facă o alegere corectă pe 21 noiembrie. În spatele dumneavoastră este primăria, care noi, pe 21 noiembrie, de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, trebuie să o câștigăm. Doamne ajută! Victorie! 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 Suportul masiv al partidului, al fracțiunii PAS, este vizibil astăzi, cred că aici, dar în primul rând partenerii noștri sunt cetățenii și locuitorii municipiului Bălți. În primul rând e o comunicare cu oamenii, vom merge în toate cartierele și vom merge în toate sectoarele municipiului Bălți pentru a discuta și a explica oamenilor convingerea noastră că în Bălți poate de făcut ordine, având în frunte un primar determinat, așa ca Boris Marcoci. Noi suntem siguri de lucrul ăsta, fiindcă Marcoci are tot suportul, în primul rând, a cetățenilor. Marcoci primar! Marcoci primar! Marcoci primar! Colegii de partid au toată încrederea că Boris Marcoci va reuși să transforme capitala de nord a Republicii Moldova într-un oraș european. Șansele lui sunt extraordinar de mari, din motiv că are și experiență, o dobândit pentru municipiul Bălți statut aparte, plus în toate are suportul guvernului, are suportul partidului și a parlamentului. Deci este o persoană care cu adevărat poate schimba foarte multe lucruri în municipiul Bălți și, cum zicem noi, Bălți merită mai mult, deci Bălți merită pe domnul Boris Marcoci primar. Boris Marcoci merită să devină primar pentru că Bălțul merită mai mult, el trebuie schimbat. Sunt foarte multe lucruri care în Bălți au fost delăsate. Și este necesar ca să se investească în infrastructură, în transport, în instituții de învățământ, pentru ca Bălțul cu adevărat să devină a doua capitală a Moldovei și să devină un oraș prosper. Dacă va ajunge primar, Boris Marcoci promite să repare 30 de kilometri de drum, să construiască o fabrică de prelucrare a deșeurilor și să reamenajeze 30 de blocuri locative. Chiar mă simt și eu mai ușor, fiind având cu echipa așa puternică în spate, pot să merg să răstorn și munții. Eu cred că cu ajutorul echipei, cu ajutorul Partidului PAS, noi vom învinge municipiul Bălți. Membrii PAS au declarat că Boris Marcoci are toată experiența necesară pentru a contribui la dezvoltarea municipiului Bălți. Noi toți la Bălți ne dorim o schimbare, o schimbare înspre bine. Ne dorim ca Bălți să devină un oraș european și o candidatură potrivită este candidatura domnului Marcoci. Dumnealui este un bun gospodar care în timp a demonstrat că poate construi drumuri, poate construi case, poate construi apeducte și cred că domnul Boris, experiența dumnealui, ar permite ca Bălțul să fie un oraș într-adevăr european. În cursa pentru fotoliul de primar de Bălți participă 11 candidați. Boris Marcoci va fi cu numărul 1 în buletinele de vot.